mulțumesc domnilor ambasadori și pentru ceea ce au spus, pentru că eu cred că e bine că a fost amintită și perioada de preaderare. Din acest punct de vedere, referitor la întrebarea concretă, în ce măsură ne putem uni noi ca forțe politice, cred că acesta a fost un exemplu, perioada de preaderare, în care, în ciuda diferențelor politice din interiorul țării, totuși s-a făcut, clasa politică în general a făcut un efort uriaș pentru a ne adapta și pentru a construi și a pune bazele, condițiile politice, economice de aderare la Uniunea Europeană. Au fost ani întregi în care toată legislația României s-a adaptat la legislația europeană, s-au construit instituții ale statului, sigur, care trebuie perfecționate, dar să fim serioși și să spunem că practic nimeni nu își închipuia la 1 decembrie 1989 că în 15 ani România va deveni membră a NATO și cu drepturi depline și a Uniunii Europene. Deci cred că într-un anume fel generația noastră, că nu, celor, cu excepția moderatorilor, totuși nu suntem nici suficient de bătrâni, dar nici atât de tineri încât să nu fi participat și să nu fi pus umărul într-un fel sau altul la acest efort și sigur că vă revine dumneavoastră celor foarte tineri de a continua acest proiect european. Cred însă că greul abia acum urmează, pentru că până la momentul aderării, așa cum spunea domnul ambasador Dranga, am evoluat într-un ritm al nostru, dar acum suntem obligați într-un fel și să vedem cum să facem ca acest proiect european să fie parte din viața de zi cu zi a românilor. Din punctul meu de vedere, părerea mea este că prea puțin români au așteptări concrete legate de Uniunea Europeană. Deci în mentalitatea noastră, Europa este un spațiu în care există șosele, autostrăzi, orașe curate, civilizate, servicii publice de calitate și foarte mult se așteaptă și în continuare ca această aderare să aducă o schimbare în același sens. Eu cred că este important ca efortul intern să meargă în paralel cu ceea ce se întâmplă la Bruxelles, pentru că practic nu poate fi substituit efortul intern de nicio, chiar dacă politica externă românească sau prezența noastră aici sau a celor de la Comisia Europeană, a românilor care lucrează, nu poate substitui efortul național și cred că toate acestea trebuie să meargă mână în mână, după cum cred că este nevoie de un amplu proces de comunicare publică pe teme europene și din acest punct de vedere inițiativa societății civile și inițiativele tot mai multe și mai consistente și mai profesioniste și de la Bruxelles și de la București cred că sunt foarte importante. Fiind aici domnul Cioloș a spune că faptul că România deține în actuala comisie un portofoliu foarte important cred că ne oferă oportunitatea de a construi ceva consistent în plan european, cu ecou un plan intern care să crească interesul cetățenilor români pentru problemele europene.